Bine v-am regăsit, dragii mei, la povești, așa cum sunteți deja obișnuiți și dacă nu v-ați obișnuit, eu sper să o faceți în curând. Asta de la prima speranță, adică cea inițială, că veți îndrăgi poveștile și dacă le veți îndrăgi, atunci vă veți obișnui cu zilele, seriile de povești de aici, de la Trinitas TV. Plicul meu, să știți că este plin de gânduri, texte, răvașe, trimise de năsturel, de poveste, știți deja. Spațiul e plăcut, ne așteaptă, cred că și știți că în orice poveste totul e posibil. Chiar am întâlnit o poveste pe care s-ar putea să vă spun zilele acestea cu o maimuță care vrea să-l păcălească pe rac. Și la un moment dat maimuța e pedepsită pentru viclenia ei. Și obiecte din mediul înconjurător al maimuței se unesc toate să o pedepsească pentru răutatea și pentru viclenia ei. În cazul de față, cred că spațiul acesta foarte frumos în care ne aflăm și-a ciulit și el urechile și ascultă poveștile. Vă dați seama câte povești o mai fi auzit și câte va mai auzi și de acum înainte. Și fără să mai lungesc vorba, extrag un prim răvaș din plicul meu plin. Dacă ai puterea să faci bine, alege binele. Dacă ai puterea să faci rău, alege binele, zice răvașul meu. Deci dacă ai puterea să faci bine, alege binele. Dacă ai puterea să faci rău, alege binele, scrie năsturel de poveste. Știam și eu vorba aceasta care ar trebui să ne ghideze pe fiecare dintre noi, dar eu o să vă zic o poveste cu o fetiță, cu o fetiță pe nume Ana. Ana era foarte drăgălașă, așa pistruiată, cu părul roșcat, cu părul lung, așa și roșcat și nu doar drăgălașă, îndrăgită tare de mămica și de tăticul ei. Acum, Ana avea o cameră specială, camera ei de joacă și camera în care dormea, dormitorul ei, în care își așeza toate jucăriile pe care le primea. Până la vârsta de 3 ani, Ana n-a primit nicio jucărie de pluș. Doar că în ziua în care am plinit 3 ani, Ana a primit din partea părinților o broască țestoasă din pluș. Și așa de tare s-a bucurat și a îmbrățișat-o, era moale, așa pufoasă și a strâns-o în brațe. Știți, așa cum copiii se bucură întotdeauna când primesc o jucărie. Acum, Ana și-a dat seama, chiar dacă era micuță doar de 3 ani, s-a gândit ea așa și cred că eu am puterea să dau viață animalelor. Ei, cum așa o să vă întrebați voi? Păi vă povestesc eu îndată. Seara înainte de culcare, mămica Anei a intrat la ea în cameră, a pupat-o pe frunte, i-a spus noapte bună și a întrebat-o: te-ai gândit ce nume o să-i dai jucăriei tale de pluș, broscuței țestoase? Nu, mămico, nu m-am gândit, dar până să adorm în seara asta o să mă gândesc. Bine, scumpa mea, a spus mama și a ieșit din cameră, lăsând doar o veioză aprinsă cu un strop de lumină în cameră. Acum Ana, stând în pat, cu broscuța ei țestoasă la piept, simțind-o moale și cum era așa, se uita la broscuță și o vedea că e verde așa și da, păi dacă tu ești verde, aș putea să-ți spun, cum să-ți spun eu, verzișoara? Și în clipa aceea, spunându-i numele broscuței, Ana a dormit. Dise dimineață când s-a trezit, s-a uitat în dreapta, s-a uitat în stânga, în pătuțul ei, s-a uitat deasupra, s-a uitat și jos și lângă pat în dreapta și lângă pat în stânga și broasca țestoasă nu mai era nicăieri. Doar la o oră distanță, după ce a coborât la micul dejun, când a intrat înapoi în cameră, la ea, mama! Mama! Da, scumpa mea, ce s-a întâmplat? Am o broască țestoasă în cameră. Da, scumpa mea, știu, păi e jucăria pe care ai primit-o. Nu! O broască țestoasă adevărată, a spus Ana. O broască țestoasă? Dar cum o fi apărut o broască țestoasă adevărată la noi în casă, a întrebat mama. Păi, eu cred că am transformat jucăria într-o broască țestoasă adevărată, a spus fetița. Scumpa mea, nu despre asta este vorba. Și-au luat broasca țestoasă, au ținut-o câteva zile în casă, după care au dat-o altcuiva. Regula casei era, spunea mama, că nu stăm cu niciun animal în casă.
Acum, Ana n-a zis nimic, doar că ea a înțeles că dacă jucăria ei de pluș a dispărut și broasca țestoasă vie a apărut, nu e clar. Voi nu sunteți de acord că Ana i-a dat viață? Da, așa. Mai trece ceva timp. Când Ana împlinește 6 ani, primește a doua jucărie a ei de pluș. De data aceasta, făcuse o petrecere mai mare, au venit colegii ei de la școală, pentru că Ana era deja clasa întâi la școală, și unul dintre colegii ei i-a adus o veveriță de pluș. Toată ziua s-a jucat cu veverița și pe aceasta a strâns-o în brațe și a mângâiat-o, pentru că de atunci, de la 3 ani, de când avusese broasca țestoasă de pluș, Ana nu mai primise o altă jucărie de pluș. Pur și simplu refuzase ori de câte ori părinții ei au dorit să-i cumpere, de teamă că s-ar putea să le transforme pe toate în ființe cu viață. Dar acum nu putea să refuze o veveriță de pluș, care, fie vorba între noi, nu era așa, adică era ca toate veverițele, semăna foarte bine, doar că aceasta era foarte închisă la culoare. Ei, și în ziua ei de naștere, seara, când toată lumea plecase și Ana era în patul ei și mama a intrat în cameră și a pupat-o pe frunte, "Noapte bună, scumpa mea," a zis mama, "te-ai gândit ce nume îi vei da veveriței de pluș?" Și Ana, cu veverița aproape de ea, uitându-se așa, "Nu m-am gândit încă, dar o să mă gândesc și mâine dimineață o să-ți spun." "Bine, draga mea," i-a răspuns mămica ei și a ieșit din cameră lăsând aceeași veioză cu un strop de lumină în dormitorul fetiței. Și înainte să adoarmă, Ana, uitându-se la veveriță, "Ești așa foarte drăguță și ai nu doar blănița neagră, dar ochii tăi sunt atât de negri. Ce-ar fi dacă ți-aș spune, negruța? O să spun negruța," a spus Ana și a adormit. A doua zi dis de dimineață, veverița ei de pluș nu mai era pe nicăieri și își aduce așa vag, ca prin somn, aminte cum că veverița a alergat prin cameră pe la ea și că apoi a ieșit pe fereastra deschisă și a dispărut în copaci. Dar nimeni n-a crezut-o pe Ana că ar putea să transforme niște jucării de pluș în ființe adevărate. Așa că dimineața la micul dejun, deci, ce nume i-ai dat veveriței tale? "I-am spus negruța, dar nu mai găsesc." "Ehe, trebuie să fie pe unde e," va a zis mama. Și a trecut timpul. Ana a încercat pe cât a putut să nu se mai apropie de nici o jucărie de pluș. Avea deja aproape 8 ani când, într-o bună zi, plecată fiind cu mama la magazin, a intrat într-un magazin plin de jucării. Și s-a uitat atrasă, știți cum, bucuroasă, fascinată de toate jucăriile pe care le vedea acolo și numai ce a zărit pe un raft un cărăbuș care era cu totul auriu și avea picioarele mov. Și Ana, apropiindu-se de cărăbușul acesta, plăcându-i foarte, foarte mult de el, s-a gândit dacă să încerce să-i dea un nume. Și dacă nu cumva, se gândise ea în toți anii aceștia, dacă nu cumva animalele acestea de pluș prind viață în momentul în care Ana le dă un nume de culoare. Așa încât, mai întâi de toate, i-a spus: "Uite, o să te numesc Gălbenel." Și în momentul acela, cărăbușul a prins viață și Ana a întins mâna pe el și el a mușcat-o de dege și fetița și-a tras repede degetul și a... "Au! Mai bine te-aș fi numit Cărăbușul Mușcăcios," a spus fetița, și în clipa aceea cărăbușul s-a transformat înapoi într-o jucărie de pluș. "Ha!" a spus fetița, "asta era. Deci de la culori se trage." Și în clipa aceea Ana și-a cumpărat cărăbușul și și l-a luat cu ea și acasă, în camera ei, de multe ori îl mai lua în mână, pentru că să știți că nu era foarte mare, așa cât degetuțul ei de mare, îl mai lua în mânuța ei și spunea:
Gălbenelul leș atunci cărăbușul începea să meargă. Ești cărăbușul mușcăcioș, atunci cărăbușul se oprea și se transforma înapoi într-o jucărie. Într-o bună zi, Ana, fiind la școală, a văzut cum unul dintre colegii ei era deranjat tare de alți doi colegi mai mari, care îi luaseră dinozaurul de pluș și îl aruncau de la unul la celălalt. Prinde-l, ba tu prinde-l, ba prinde-l tu, ba tu prinde-l. Și bietul băiețel alerga de la unul la celălalt în încercarea de a-și recupera jucăria. Și atunci, Ana, uitându-se la cei doi elevi mai mari răutăcioși care îl chinuiau pe colegul ei mai mititel, a șoptit așa ușor: roșiaticule! Și în momentul acela dinozaurul s-a transformat într-un dinozaur imens, doar pentru o secundă, cât să-l vadă unul dintre băieții mai mari care a luat-o la sănătoasă, a speriat când a văzut un dinozaur și apoi: ești doar un dinozaur mic de pluș! Și dinozaurul s-a transformat înapoi într-o jucărie de pluș și băiețelul și-a recuperat jucăria. Și vă aduceți aminte povestea cu armele cele bune prin care poți ajuta? Uite, așa și Ana a învățat că uneori ai puterea să-i ajuți pe cei din jurul tău. Ce putere are fiecare dintre noi? Asta rămâne să aflăm fiecare dintre noi. Și aceasta a fost, dragii mei, povestea. Și chiar aș vrea să vă invit să vă gândiți: care e puterea voastră bună? O putere firească, omenească. Ce faceți voi cel mai bine? Îi ajutați pe cei dragi? Sunteți glumeți, adică îi înveseliți pe cei din jurul vostru? Poate vă place să spuneți poezii, poate vă place să scrieți, poate pur și simplu sunteți atenți la cei din jurul vostru și îi ascultați atunci când au nevoie. Care e, sau poate vă place să desenați foarte bine și aceasta ar putea fi o putere. Și când vă dați seama, puteți să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740171622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!